Partidul Construim Europa Acasă l-a propus pe colonelul Mihail Ciubaciuc pentru funcția de ministru al afacerilor interne în viitorul guvern de la Chișinău. Anunțul a fost făcut astăzi de către liderul PACE, Gheorghe Cafcaliuc, în cadrul unei ieșiri la presă organizată cu prilejul primei aniversări a formațiunii pe care o conduce. De ce ministerul afacerilor interne? Pentru că trebuie să facem ordine în țară. Și am selectat cu mare responsabilitate una din cele mai profesioniste și respectate persoane, dar și ofițeri de rang înalt din Republica Moldova. Este vorba de Mihail Ciubaciuc, colonelul Mihail Ciubaciuc. Faptul că îl cunosc pe colonelul Mihail Ciubaciuc de 20 de ani îmi dă încredere totală că dumnealui va reuși să rezolve problemele oamenilor în epoleți, a mai spus Cafcaliuc. Pentru a scoate orice speculație și pentru a arăta adevărul și realitățile, îl cunosc pe domnul Mihai Ciubaciuc, pe care îl propun cu încredere împreună cu echipa PACE la funcția de ministru afacerilor interne de peste 20 de ani. Îl cunosc de atunci când dumnealui era comandant în cadrul Colegiului de Poliție, dar eu eram cursant acestei instituții. La rândul său, Mihail Ciubaciuc a declarat că se apucă de muncă chiar de astăzi prin consolidarea echipei. Stimați colegi, chiar de astăzi voi începe consolidarea echipei mai cu specialiști capabili să susțină realizarea acestui plan pentru funcțiile cheie din Ministerul Afacerilor Interne și sunt convins că avem capacități și dorințe de a face ordine în țară, respectiv acasă vom construi Europa. Mihail Ciubaciuc, care de-a lungul anilor a activat în mai multe instituții importante ale statului, actualmente este consilier al Ministrului Afacerilor Interne.